ce vrei tu să pun la început? La la la! Bine ați venit la un șmecherie este că astăzi aparent apare lansare în România la iPhone X și am fost invitat la merg cu domnul Cosmin și așa mai departe. Eu habar n-am că n-am iPhone, dar mă gândeam că ar fi interesant pentru voi să vedeți ce dracu e, plus că eu nu-s vlogger, ok? Eu nu-s vlogger, dacă vă uitați pentru prima oară la chestia asta, eu habar n-am cum gen... Am și eu o cameră și gen am pus-o pe niște bețe lipite cu scoci și sper să țină. Și ea e Tesi, dacă nu știați pe Tesi, ea e Tesi. Cea mai drăguță cățea din 15.000 de state. Iii, boi! Hai să vă arăt, gen, e interesant melodia asta care am găsit-o să-mi băga pula. Gen, o știam, e de la post maș blablone. În fine, dacă ești blurat și video-i nașpa, pace, respect! Pentru că, în fine, sunt daragiu până la urmă, toată lumea mă știe. Vezi tu o chestie care am realizat-o, lăsând deoparte că e plin de gunoaie camera asta, pentru că, da, m-am mutat de la Vâlcea, stau la București, mi-am făcut apartamentul, probabil sunt blurat sau nu știu. Eu merg la o gală, practic, oarecum. Și la gale de-astea, oamenii de obicei știau cămăși și chestii de-alea gen papioane în pula mea. Eu mi-am luat... My only bitch is ceaucăfă. Așa, intră ca în mâta. Pussy. Ar fi frumos dacă aș găsi o poziție în care să meargă să filmez fără să fiu așa de galbe. Ce-ai făcut? Waze m-a băgat pe niște câmpuri, efectiv pe niște câmpuri. Spune salut ceva. Stai să fac părul. Asta se bagi, nu? Da. Salut, o să mergem la lansarea iPhone X. Exact. Hai, uite la tublu, e cu pe mașina asta. Ca să înțelegeți care e șmecheria, nu putem să parcăm mașina aici, pentru că pula mea și așa că singurul mod în care putem lăsa un număr de telefon să sune e cu ce ăla? Ruj. E ruj cu șervețel. Dacă nu scrii și măr baby la final, nu se vede. Nu vrei să și pup? Păi trebuie, pula mea e scris cu ruj. Ai telefonul vechi și pui să-ți putia frumos, pam pam și te bine. Face ceva la curea asta seara. Puteți rămâneți cu mine aici. Sunt entuziasmați oamenii efectiv. Nu știu dacă auziți ceva, dacă este aia de pe scenă, e robot. I feel like a star tonight, just like the new iPhone X. Sorry, it's only available under... Sorry. M-am apropii de cameră ca să mă auziți, pentru că nu știu câte ori. Acum încercăm să găsim pe cine cu care să vorbim. La chestia cu robot era șmecheră rău. Domnul Andrei aici a fost prezentator la chestia cu iPhone X. S-a lansat iPhone X la Loft în București astăzi, e absolut genial. Și ne-am și distrat, aici aveam și un roboțel. Și oamenii acum au venit de fapt să petreacă la Loft, ca să înțelegeți. Roboțelul l-ați văzut, iPhone-ul l-au acasă, nu vor să-l arate încă pentru că e un timp modest, nu știu. Așa că o să petreacă. Avem cum să-l luăm iPhone-ul să vedem cum arată. Da, sunt 4 telefoane aici pe masă și puteți să mergeți să vă jucați cu ele. Ok, vedem de acolo? Da, deci îl iei, îl bagi în buzunar și pleci. Ok. Luăm 2. Salut! Salut! Folosește iPhone-ul și te filmezi. Ce? Folosește-l capcoară și spune-mi ce părere ai, că tu mai ai iPhone, eu nu am. Zici, deci, în primul rând, așa. Eu am un iPhone 7 Plus, așa, care este foarte ok, adică așa. Eu sunt foarte mulțumit. Da. Primul feedback este că are marginile rotunjite. Da. Și nu mai are butonul fizic. Da. Iar ecranul este mult mai mare decât la un iPhone 7. Ecranul este mult mai mare. Da. Ecran și că tot asta e mult mai mare, e și mai are o densitate mult mai mare față de un iPhone. Așa. Ei spun că e un Retina Plus. Acum na. Spatele. În loc să aibă camerele. Dar ține-le și tu side by side ca să te vadă. Deci nu, te duci din camera. Da. Am o diferență. Camera este pusă... Că e bună de thumbnail, știi? Da. Așa. Că și aici a fost pasta mea. Nu, după aia vreau să-mi ții tu telefoanele pe lângă mine și îmi pun față, știi? Adică gen lângă ele, ca să fie așa. Așa. În restaurul ăsta același. Este un telefon super ok, din punct de vedere. Mie mi s-a părut că are un fil de jucărie oarecum. Mi s-a părut mai finut. Da, e mult mai finut. E... Da. Am văzut că bara de sus a pus mari probleme utilizatorilor și developerilor care făceau aplicații, pentru că e pusă cam nașpa, adică putea să intru să vadă. E bun. Vezi cum se vede? Da. Marginea? E, dar mie nu-mi place chestia asta. E un minim, oricum. Și se mișcă într-un mare fel. Deci acum că avem liniște, ca să înțelegeți care e șmecheria. Aia tocmai a fost Delia și ăla a fost tocmai iPhone X-ul care a apărut astăzi în România. Șmecheria este că dacă vreți să facem... Da, nici nu știu ce putem face, pentru că nu e mare șmecherie, iPhone-ul, azi ai văzut. Chestia diferită la el, nu știu, știe mai mult Andrei să vă spună. Eu l-am pierdut pe Cosmin între timp și m-am pierdut de tot. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Ne mai vedem și în alt vlog, probabil nu mai filmez când mă împiedic pe stradă sau dacă ajungem acasă cu mașina moartă, ok? Ne vedem atunci. La 3, Alpaca King Out, 1, 2, 3. Respect, bitch! Pula mea, opresc pijdenia asta, măi!